Victoria Ocară vă prezintă Telejurnalul. Bună ziua și bine v-am găsit la Telejurnal. Iată principalele subiecte. Gazul metan se va ieftini de la 1 octombrie pentru consumatorii casnici cu 7,6%, adică cu vreo 30 de bani pentru un metru cub. Moldova Gaz așteaptă doar aprobarea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. PLDM a contestat la Curtea de Apel Chișinău decizia Comisiei Electorale Centrale ce interzice partidelor politice să financeze campania electorală a candidaților. 43 de migranți ilegali înghesuiți într-un camion frigorific condus de un cetățean turc cu domiciliul în România au fost descoperiți la marginea unei autostrăzi din Austria. Gazul se va ieftini de la 1 octombrie cu 7,6%. Moldova Gaz anunță că este gata deja să opereze ieftinirea, dar așteaptă aprobarea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Asta ar însemna că un metru cub de gaze îi va costa pe consumatorii casnici aproximativ 4 lei și 50 de bani, cu circa 30 de bani mai ieftin față de tarifele actuale. La începutul lunii septembrie, președintele Moldova Gaz declara că este posibilă ieftinirea cu până la 10%. Urmarea scăderii prețurilor de import. Mai mulți analiști politici cred că ieftinirea gazelor exact cu o lună înaintea alegerilor prezidențiale are și conotații electorale. Peste 60.000 de cetățeni ai Republicii Moldova cu drept de vot aflați în străinătate, dar și în stânga Nistrului, s-au înregistrat pentru a putea participa la alegerile prezidențiale. Peste 2.000 dintre ei au depus cererea în scris, restul online. Cifrele au fost anunțate de Comisia Electorală Centrală după ce la miezul nopții a expirat termenul de înregistrare prealabilă a alegătorilor care vor să voteze la alte secții decât la cele de pe lângă domiciliu. CECA anunță că urmează să verifice autenticitatea tuturor cererilor, după ce a apărut o investigație jurnalistică despre tentative de falsificare a cererilor. Numărul de secții de vot deschise în străinătate va depinde de numărul alegătorilor înscriși, dar și de numărul alegătorilor care au participat la cel mai recent scrutin electoral. Igor Dodon îl amenință cu demisia pe ministrul educației, membru al Partidului Democrat, după ce acesta a criticat comportamentul președintelui, care a mers într-o sală de clasă plină cu elevi, fără mască și nerespectând distanța socială. Igor Dodon spune că în privința lui Igor Șarov ar putea fi luate decizii, inclusiv politice. De cealaltă parte, liderul PDM, Pavel Filip, îi ia apărarea colegului său de partid și spune că reacția ministrului a fost una corectă în condiții de pandemie. Scandalul s-a declanșat după ce președintele Igor Dodon a postat pe pagina sa socială mai multe imagini în care apare fără mască la gimnaziul Viorel Cantemir din satul Sofia, raionul Drochia. Din imagini se vede că șeful statului vorbește cu profesorii și elevii în spații închise, fără a avea mască și fără a respecta distanța fizică. După publicarea imaginilor care au scandalizat opinia publică, ministrul Șarov a reacționat dur, vorbind despre duble standarde ale autorităților în perioadă de pandemie. O să discutăm cu domnul Șarov și o să-l rugăm să se documenteze. Dacă nu poate să se documenteze, atunci se pot lua și alte decizii, inclusiv politice, în acest sens, ca să înveți să documenteze. Dar președintele țării a fost cu mască în școală și atunci când a vorbit cu elevii și a scos masca, a spus două, trei cuvinte și a pus masca înapoi. În același interviu oferit unui post de televiziune, președintele Dodon a menționat că Șarov nu va fi demis doar pentru a menține unitatea alianței. Credeți-mă că dacă aș dori, mâine ar fi demis. Dacă nu vă doriți acest lucru acum. Suntem în coaliție. Mai ales că... care trebuie menținut. De cealaltă parte, liderul PDM, Pavel Filip, a declarat în timpul emisiunii Punctul pe azi că rezonează cu critica adusă de ministrul Șarov, exponentul Partidului Democrat, la adresa celor care nu respectă deciziile Comisiei pentru Situații Excepționale. Domnul Șarov a spus o părere care o împărtășesc cu toții. Poate de o manieră deosebită, dar îl înțeleg, pentru că el este ministrul Educației. El este omul care a venit cu reguli de
joc în dimensiune educației, care le-a spus profesorilor că trebuie să stea în mască de dimineață până seara, care le-a interzis părinților să pășească pragul școlii. Potrivit deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale, de la începutul noului an școlar, profesorii sunt obligați să poarte mască de protecție pe toată durata orelor, iar părinților le este interzis accesul în instituțiile de învățământ. Reprezentanții Partidului Liberal Democrat din Moldova au contestat la Curtea de Apel Chișinău decizia Comisiei Electorale Centrale ce interzice partidelor politice să financeze campania electorală a candidaților. Asta după ce ieri și liderii PAS au criticat dur decizia CEC-ului și au cerut să o anuleze. Și Asociația Promolex a precizat într-un raport de observare a alegerilor că decizia Comisiei Electorale Centrale este ilegală. Președintele PLDM Vlad Filat a depus azi o contestație la Curtea de Apel prin care califică circulara CEC drept neconstituțională și abuzivă. El solicită instanței anularea ei. Filat susține că decizia Comisiei Electorale Centrale interpretează tendențios legislația electorală, în special aspectele ce vizează participarea partidelor în campania electorală, și finanțarea campaniei candidaților. De asemenea, Asociația Promolex susține că CEC-ul nu este în măsură să interpreteze legislația electorală. Comisia Electorală Centrală, de altfel ca și noi, nu este acea autoritate care poate să facă interpretarea oficială a legislației. Doar Parlamentul Republicii Moldova, plenul Parlamentului Republicii Moldova, poate face interpretarea oficială a legislației. Respectiv, acele aspecte care sunt descrise în circulație depășesc cu mult atribuțiile pe care le au și le are Comisia Electorală Centrală. Pavel Postică susține că decizia Comisiei Electorale Centrale trebuie abrogată. Timp de mulți ani de zile poziția Comisiei Electorale Centrale a fost una și acum, în plină perioada electorală, regulile de joc par să se schimbe. În perioada de înregistrare a grupurilor de inițiativă, de finanțare a grupurilor de inițiativă, Comisia Electorală Centrală a acceptat donații materiale și financiare din partea partidelor politice și a înregistrat concurenți electorali în cursă. Deci vedem că Comisia Electorală Centrală, inclusiv în această campanie, vine cu două abordări diferite. CEC-ul a interzis partidelor politice să financeze campania electorală a candidaților. Potrivit unui comunicat al instituției, în alegerile prezidențiale, calitatea de concurent electoral o are doar persoana desemnată pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. În aceste condiții, partidul politic și blocul electoral nu se identifică cu candidatul. Izolarea regiunii Transnistrene creează probleme în organizarea alegerilor prezidențiale. Restricțiile de circulație impuse ilegal de regimul de la Tiraspol vor face practic imposibilă deplasarea alegătorilor din stânga Nistrului la urnele de vot care se vor afla în dreapta Nistrului. Biroul Politici de Reintegrare intenționează să negocieze cu partea transnistreană și să obțină permisiunea ca alegătorii din regiune să poată trece linia de demarcație fără să fie plasați în carantină la întoarcere. Reprezentanții Biroului Politic de Reintegrare a comunicat pentru TVR Moldova că imediat după ce lista secțiilor de vot va fi gata, va solicita un acord din partea Tiraspolului pentru ca alegătorii din regiune să poată vota fără restricții. Vom solicita facilitarea regimului de trecere și întoarcere la domiciliu a cetățenilor cu drept de vot, cu respectarea regulilor sanitar-epidemiologice corespunzătoare și cu monitorizarea concomitentă a dinamicii de către observatorii delegați din partea Comisiei Unificate de Control, Forțelor Mixte de Menținere a Păcii și a Misiunii OSCE în Moldova. Reprezentanții Biroului de Reintegrare au făcut un apel privind eliminarea posturilor de control, ce vor fi o piedică în desfășurarea alegerilor din noiembrie. Facem apel la reprezentantul politic de la Tiraspol și la delegația transnistreană în Comisia Unificată de Control de a înceta încălcarea regimului stabilit în perimetrul de responsabilitate al forțelor de pacificare și restrângere nejustificată a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, precum și evacuarea necondiționată și neîntârziată a impedimentelor ilicite. Alegătorii din stânga Nistrului au putut beneficia de mecanismul de înregistrare prealabilă. Potrivit datelor CEC, mai puțin de 200 de cetățeni s-au înregistrat și se estimează deschiderea 42 de secții de vot pentru acești alegători.
Partea cea mai importantă și cea mai gravă care este la momentul de față este într-adevăr restricțiile de circulație a cetățenilor din regiunea transnistriană. Ei practic sunt blocați la acel hotar administrativ. În regiunea transnistriană locuiesc peste 200.000 cetățeni a Republicii Moldova cu drept de vot, care pe lângă obligația de a se informa despre procesul electoral în Republica Moldova, au și dreptul de vot. Unii experți cred că există riscul ca alegătorii din stânga Nistrului să fie aduși organizat la urnele de vot. Se creează impresia că aici, de data asta, accentul este pus pe frauda realizată în Federația Rusă. Dar în ceea ce privește participarea persoanelor cu cetățenie moldovenească la scrutin, Igor Dodon este tratat cu dispreț la Tiraspol, asta este bine cunoscut. Și în situația aceasta nu poate fi vorba de înțelegerea între Dodon și Krasnoselski. Tentativa de a frauda alegerile prin transportarea organizată a cetățenilor din stânga Nistrului, deci poate fi realizată numai la indicația Moscovei. Deocamdată rămâne deschisă întrebarea. La alegerile parlamentare din februarie 2019, la urne au venit peste 37.000 de cetățeni din regiunea transnistreană, de 4 ori mai mult ca în noiembrie 2014. Studenții au revenit în amfiteatre, dar nu vin la cursuri în fiecare zi. Multe instituții de învățământ superior și-au reluat activitatea în sistemul mixt și au făcut un orar special pentru a evita aglomerarea sălilor de curs. Se predă în continuare în mediul online, iar studenții spun că vor avea nevoie de timp să se adapteze cu schimbările. La Universitatea Tehnică a Moldovei, studenții au venit la cursuri după ce în primele două săptămâni au făcut doar lecții online. Regulile de prevenire a infecției sunt deja bine cunoscute. Foarte incomod, deoarece nu toți profesorii știau că trebuie să de luni, da, o să fim din universitate. Greu ne adaptăm, pentru că sistemul de învățământ este mixt la moment și facem și online, facem și ore fizice și cam este complicat. Încercăm cumva să acceptăm situația și să ne conformăm la ceea ce este acum, la moment. Le putem combina foarte bine, deoarece procesul tehnologizat care îl avem și acum mai nou frecvența care o putem face prin QR code sau parolare, chiar nu este o problemă pentru noi. Studenții sunt la fel de responsabili și online? Da, da. Sunt prezenți la orele? Toți prezenți și nu doar prezenți, dar foarte activi. Studenții vin în special la practică și seminarii. Au fost elaborate și metode prin care să evite aglomerația în universitate. La orar, de exemplu, ca să nu să fie grupări prea multe, au fost create QR barcodurile, se apropie, doar scanează și se îndepărtează, respectiv ca să poată verifica orarul, să vadă în ce auditoriu este. În auditorii s-au făcut marcajele necesare pentru a fi clar unde se poate de așezat, unde nu. A fiecare oră, sfârșit de oră, profesor împreună cu studenții aresesc încăperea și părăsesc încăperea pentru a reveni la următoarea pereche. Din cauza pandemiei, în căminele studențești s-au făcut cazări la 35% din capacitate. De la începutul școlii, 8 studenți și 7 profesori au fost confirmați pozitiv la COVID-19. A fost lansat primul ghid de comportament față de persoanele suspecte de infracțiuni reținute de poliție. Codul după care se conduceau până acum oamenii legii nu era clar și avea mai multe lacune. Cazul Brăguța poate fi un exemplu nefericit. Ghidul conține un șir de reguli despre cum trebuie reținută o persoană, astfel încât să nu îi fie încălcate drepturile elementare, cum ar fi igiena sau hrana celui reținut. În timpul reținerii, polițiștii nu au dreptul să atingă unele părțele corpului. Capul, spatele, pieptul, abdomenul reținutului sunt locuri asupra cărora oamenii legii nu au dreptul să exercite forță. Când este vorba de reținerea unei persoane, apar o serie de drepturi care trebuie respectate întocmai și asta înseamnă o tehnică anumită de lucru, un anumit mecanism de intervenție. Care lipsea. Ca să mă fac înțeles pentru toată lumea, este vorba de dreptul la tăcere, este vorba de dreptul la ocrotirea sănătății, este vorba de dreptul la interpretare și traducere. Oamenii legii susțin că până acum se conduceau după codul de procedură penală, dar acesta nu era unul complet. Aceste proceduri operaționale și ghidul vor contribui în primul rând la instruirea ofițerilor de urmărire penală și a agenților constatatori. Acest ghid îl vor avea fiecare polițist
și în activitatea de serviciu poate să-l deschidă, să consulte și să acționeze după cum este menționat în el. În ultimii 14 ani, Republica Moldova a fost condamnată de CEDO în 11 cazuri privind nerespectarea drepturilor persoanelor reținute. Cazul care a șocat comunitatea este al lui Andrei Brăguță. În 2017, acesta a fost reținut pentru violență nepericuloasă față de polițiști. Bărbatul avea probleme psihice și a fost bătut cu cruzime de 4 colegi de celulă. Polițiștii nu au intervenit. A doua zi, Andrei Brăguță a fost dus într-o celulă fără condiții și după o săptămână a murit de pneumonie. 4 suspecți în dosarul Brăguță rămân în continuare în funcție din cadrul Inspectoratului General. Dosarul este în instanță, dar 6 persoane acuzate de maltratare au fost achitate de judecători. Stațiile de așteptare din satul Mândrești, raionul Telenești, au prins culoare. Au fost pictate de un grup de elevi și profesori ai școlii de artă. Fiecare stație este diferită de cealaltă și sunt înfrumusețate cu desenele elevilor câștigători ai concursului Pictează-ți stația. La această stație lucrează cot la cot elevii și profesorii. Este o atmosferă prietenească și pe toți îi unește dorința de a face un lucru frumos pentru comunitatea lor. Fac 2 copii care se pregătesc să plece la școală. Așa, pe ce pictezi? Eu pictez pe pietre. Așa, și este greu să pictezi pietre? Nu, este chiar foarte ușor. După ce va fi totul terminat, ele vor fi așezate aici. Mă simt foarte bine, mai mult cu atât că lucrăm împreună cu copiii. Asta este cel mai important pentru un profesor, pentru că e o mare experiență. Că de ce nu noi suntem aceia care descoperim talente și transmitem celorlalți copiilor. Stația este pictată în cadrul unui proiect inițiat de Asociația Obștească Ecovizio, care a și oferit materialele necesare. Desenele sunt reproducerea ale lucrărilor elevilor câștigători ai concursului Pictează-ți stația. În stația Mândrești este lucrarea Alexandrinei Andres de 14 ani. Tânăra artistă s-a inspirat din natură și arta populară. Din copac curge râul care însemnifică dătător de viață, dătător de minuni, iar cărțile sunt făcute din copac și semnifică la noi este o tradiție. Localnicii au încurajat acțiunea elevilor și profesorilor voluntari. Am primit foarte mare plăcere că am lucrat astăzi și cel mai mult contează că foarte multă lume a trecut pe aici strada și toți cu laude și cu încurajări, că foarte bine faceți, bravo, bravo, și adică toți au trecut, ne-au servit, va cu înghețată, va cu dulciuri, adică lumea este receptivă la ceea ce am făcut noi. Este o motivație și pentru viitor, adică să promovăm ceva frumos în sat și anume punem accentul promovarea să fie făcute 100% voluntariat. După ce finalizează fetele, deci vor finaliza această pictură, primăria urmează să amenajeze, deci cu scaune, un panou informativ și o urnă de gunoi. Mi se pare foarte interesant și un proiect în care implicat mai mulți copii ar fi dorit, așa îi învăț să protejeze cei ce au în comunitate. Aceasta este una din cele 5 stații de așteptare amenajate. Alte 2 sunt în satul Mândrești, iar 2 în orașul Telenești. Roboții ospătari au devenit o prezență cotidiană în restaurantele fast food din Coreea de Sud. Este unul dintre efectele pandemiei. Comenzile se preiau automat, iar prezența umană a fost redusă. Îi vedem și noi la treabă, imediat în telejurnal. 43 de migranți ilegali înghesuiți într-un camion frigorific care venea din România au fost descoperiți la marginea unei autostrăzi din Austria. Migranții au urcat în camionul fără ventilație și au supraviețuit cu greu călătoriei. Sunt cetățenii sirieni, iracheni și turci, între care și 6 copii. Potrivit poliției austriece,
Migranții se temeau că vor muri din cauza lipsei oxigenului și au reușit să oprească vehiculul într-o localitate din apropierea Vienei. S-a creat panică în interior, iar când șoferul a deschis ușa camionului, unii migranți au fugit pur și simplu. Alții au avut nevoie de tratament medical. Șoferul, un turc care locuiește în România, a fost arestat. Potrivit primelor date ale anchetei, migranții s-au urcat în camion în România și doreau să ajungă în Europa de Vest. Ar fi plătit între 6.000 și 8.000 de euro. Autoritățile austriece suspectează existența unei rețele. Spania a depășit 600.000 de infectări cu COVID-19 de la începutul pandemiei, iar numărul deceselor a trecut de 30.000. Unele regiuni au anunțat măsuri suplimentare de siguranță după redeschiderea școlilor. 200 de unități de învățământ au raportat cazuri de coronavirus. Mama unui elev de clasa a treia din Valencia a povestit în exclusivitate pentru știrile TVR cum a fost trimis băiatul ei acasă în izolare după prima săptămână de școală. Nicolas abia aștepta întâlnirea cu colegii de clasă după aproape jumătate de an în care a stat mai mult acasă decât la școală. Bucuria nu a durat însă decât o săptămână. Ne-au sunat luni dimineață, la ora 11, când erau la ora să mănânce, și ne-au spus că sunt 3 posibile cazuri de coronavirus în clasa a treia și că trebuie să mergem toți părinții să ne luăm copiii de la școală și că până nu vin probele de la test, trebuie să stăm în casă, în izolare. Ce simptome aveau copiii? 2 copii aveau dureri de gât, tuse și dureri de burtă. Febră nu. Dacă unul singur dintre copii este depistat pozitiv la coronavirus, atunci vor fi testați toți colegii de clasă și familiile acestora. Fac teme pe internet, care e foarte dificil, pentru că nu se vede față în față cu profesoara, ei le trimite teme. Noi trebuie să le descărcăm, să le scoate la imprimantă, să le completeze băiatul, să le trimitem înapoi la școală, la profesoară, să le pună note și să vadă în ce stadiu sunt. Când aflați că nu o să mai meargă la școală? Wow. Mi-a părut super rău. Super rău. Zice, iar acasă? Nu vreau acasă, eu vreau la școală, îmi place cu colegii mei. În total, peste 200 de școli au raportat cazuri suspecte sau confirmate de coronavirus după prima săptămână, iar cursurile au fost suspendate parțial sau total. Este ultima zi în care copiii din Valencia se mai pot bucura de parcurile de joacă. Și asta pentru că primăria a hotărât să le închidă, astfel încât, după ce ies de la ore, elevii să nu se poată întâlni cu colegi din alte clase, iar grupurile de conviețuire să se păstreze și în afara unităților de învățământ. Profesorii se plâng că personalul este insuficient și cer să fie sprijiniți. În País Vasco, dar și în alte comunități autonome, mii de dascăle au ieșit în stradă în semn de protest față de cum au gestionat guvernele regionale revenirea la școală. Rusia va furniza Indiei 100 de milioane de doze din vaccinul Sputnik V. Practic, părțile au decis să coopereze în cadrul testelor clinice ale vaccinului rus, aflat în faza a treia a testării. Primele loturi ale vaccinului anti-COVID-19 ar putea ajunge în India până la sfârșitul anului. Totul depinde de cât de repede va fi înregistrat de Autoritatea de Reglementare a Medicamentelor din India, care va testa o parte din doze. India a înregistrat peste 5 milioane de infectări cu noul coronavirus. 90.000 de cazuri pozitive sunt consemnate zilnic, un ritm care, spun experții, va urca țara pe un nedorit loc 1 la nivel mondial în privința infectărilor. Liderul de la Minsk, Alexandru Lukashenko, spune că i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin mai multe tipuri de arme. Informația a fost transmisă de Agenția de Știri de Stat din Belarus și preluată de Reuters. Solicitarea livrării de arme ar fi fost făcută în timpul întâlnirii de la Sochi. Cu această ocazie, Vladimir Putin a anunțat un împrumut de 1,5 miliarde de dolari pentru Belarus. Nu este clar ce tipuri de arme i-a cerut Lukashenko lui Putin. Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt de la Kremlin a declarat, potrivit agenției TASS, că președintele Putin nu a discutat cu Alexandru Lukashenko despre aprovizionarea cu arme. Cele două țări desfășoară până la sfârșitul lunii exerciții militare comune. Președintele Belarusului se confruntă de 5 săptămâni cu proteste în masă pe plan intern, după alegerile prezidențiale despre care opoziția susține că au fost fraudate.
Roboții ospătar au devenit o prezență cotidiană în restaurantele fast food din Seul. Este unul dintre efectele pandemiei. Comenzile se preiau automat, iar prezența umană a fost redusă la câteva persoane care selectează produsele solicitate de clienți. Coreea de Sud a relaxat din nou restricțiile impuse de pandemie și a introdus proceduri pentru clienții restaurantelor și cafenelelor. Mesele sunt distanțate, iar clienții au acces doar cu mască și interacționează cu roboți ospătari. Servirea a fost adaptată noii realități, astfel încât contactul cu personalul restaurantului să fie limitat la maximum. Clienții comandă la un chioșc digital din restaurant, comanda ajunge în bucătărie direct la robotul bucătar, aflat în prima linie. Acest patron de restaurant explică cum se desfășoară procesul. Roboții sunt programați să ajungă la clienți într-un timp foarte scurt și să evite obstacolele. Copiii par încântați de interacțiunea cu roboții ospătari, iar pentru părinți, a lua masa în oraș a căpătat o altă dimensiune. Atât pentru această oră, cu mai multe informații vă așteptăm la telejurnalul orei 18. Rămâneți cu TVR Moldova, eu sunt Victoria Ocară și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă vă doresc. La revedere!